Zim, meciuri trucate în cariera ta. Ai jucat atâtea că nu se poate să nu fi fost și participant la ceva blat. Întrebarea asta. Ia-ți, acum. Răspunde că simplu. Au fost două. Două numai? Da. Păi două din 515, nimica toată. Ce Dumnezeu. Care? Zi unul din ea. Nu, nu, nu. Nu pot să vă spun, dar v-am spus da. Asta e. Au fost două. Da. În România, vorbim da, de da, meciuri da, da, din România. Da, da, da. În străinătate nu s-a întâmplat, nu? Nu, nici nu aveam de unde să știu. Danciule, astea două la Steaua sau la Dinamo? Sau la Electro? Sau unde ai mai jucat? Unde erai la meciurile astea aranjate? La ce club? Unu și unu. Unu la Steaua, unu la Dinamo. Da. Aranjate. Era o chestie, adică nu influența, nu influența clasamentul și trebuia să ajutați pe cineva. Să jucăm la meci egal, ceva de genul. Ah, să jucați la meci egal. Ăla de la Dinamo patronat de Borcea sau? Pe Cristi Borcea e din 95 la echipă. Deci Volens, Nolens. Spune-mi, Borcea un personaj important pentru Dinamo? Foarte. Se zvonește că foarte. Acum el ar fi fost în spate. Dinamo era mult mai puternic. Bine, acum lumea poate să mă judece într-un sens negativ, dar eu vă spun, Cristi Borcea, domnul Badea, domnul Nețoiu, oamenii ăștia au făcut tenor pentru echipă. La momentul respectiv, eu vorbesc din punctul nostru de vedere. Cât de apropiați erau de noi, încercau să ne ajute cu absolut orice problemă. Mai departe, ce s-a întâmplat nu e problema mea, nu știu, nu mă bag. Lumea dar lumea percepe ca dușmane care au luat de la Dinamo. E, uite, eu nu-i percep așa. În perioada lor, echipa mergea și se lupta. Crezi că au fost oameni care au dat la Dinamo sau au luat? Dânsii? Da. N-am de unde să știu lucrul ăsta, Neovidiu. Nu știu. Nu stăpânesc subiectul respectiv. În orice caz, erau foarte atașați de echipă. Erau. Borcea părea că trește pentru Dinamo. Dar toți, nu exista meci important să nu vină seara la Săftica, să stea de vorbă cu echipa. La fel, de asta a spus și domnul Badea, la fel. Oameni care s-au implicat extraordinar în viața echipei și au fost unul dintre puținele persoane care și pe mine personal m-au ajutat. Meciul cu Lazio, rămâne una dintre cele mai mari decepții din viața mea. Să joci trei repize din patru la un nivel destul de bun împotriva lui Lazio și să nu reușești să te califici. Probabil și de acolo ușor lucrurile s-au rupt pentru Dinamo. Da, crezi că a fost ceva necurat la mijloc, să zic așa? S-a tot speculat. Sper să nu fie lucruri de genul acesta. A fost o anchetă chiar a DNA-ului sau este o anchetă? Da. Nu, mă rog, nu mă după știu, atâția nu mă ani da. Va fi greu de descoperit ceva, da. Dar s-a vorbit așa în culise că, dom'le, n-ar fi fost lucrurile chiar în regulă. Tu ai simțit ceva? N-am simțit mine, Ovidiu, dacă... Nu știu, a fost momentul ăla psihologic din minutul 46, atunci când a fost lovitura de la 11 metri. Atunci s-a rupt. Noi atunci, în momentul ăla, am căzut din punct de vedere mental. Noi trebuia, în momentul respectiv, nu se întâmplase absolut nimica. Era 1-1, la fel ca în meciul tur, adică ar fi trebuit să jucăm în continuare, dar noi, în momentul ăla, pur și simplu ne-am blocat din punct de vedere mental și n-am mai reușit să facem absolut nimic pe teren.